Astăzi este o zi specială. Suntem la Titi Aur pe circuit cu noul Mercedes AMG A45S Edition 1. Stați să vedeți ce urmează, n-o să vă vină să credeți. 3, 2, 1, dai! Ai de capul meu! Acesta 45S ne-a fost oferit de către cei de la Racebox. Racebox sunt unii dintre cei mai mari tuneri din România, dacă nu chiar cei mai mari. Dacă vrei putere, frâne, direcție, suspensie, mecanică, sistem audio, orice nevoie are mașina ta, băieții de la Racebox te rezolvă. Și în cazul în care nu ați văzut deja, această mașină, cu toate că această mașină este brand new, este nou-nouță, nu este tocmai stock. Are arcuri sport și mai sport decât cele de fabrică pentru A45 AMG, jante forjate de 20 de inci cu anvelope Pirelli pe 0, tot așa de 20 de inci, o evacuare ceva mai sportivă, se audă motorul acela cu 4 cilindri un picuț mai bine și un soft acolo, să mai crească puterea, dar despre asta vorbim un pic mai târziu. Unde să testăm cel mai puternic hot hatch din istorie și modificat pe deasupra, în condiții de siguranță, dacă nu pe circuit? Veniți la Titi Aur dacă vreți să învățați să conduceți defensiv, să învățați să pilotați, să aveți experiențe, team building-uri. Nu faceți scamatorii în trafic pe drumurile publice. Veniți pe circuit, e liber și aveți toate condițiile de siguranță să vă testați limitele mașinii, dar și ale voastre. Doar intrați pe academia.titiaur.ro. Mercedes are 3 AMG-uri în gama A-Class sau clasa A. A35 cu 306 cai putere, A45 cu 387 de cai putere și A45S, care vine în standard cu 421 de cai putere și are un preț de pornire, deci hot hatch, da? Mașină de clasă compactă, 64.000 de euro cu TVA. Dacă vrei un A45S sau un A45 sau un A160D cu motor de Renault, intră pe autovetej.ro, locul unde compari cele mai bune oferte și primești un preț corect pentru viitoarea ta mașină nouă și galbenă și frumoasă și rapidă și ce mai vrei. Generația W177 a înlocuit, evident, generația W176 a clasei A, care era oricum foarte apreciată. Noua generație este mult mai modernă, după părerea mea, mult mai frumoasă, iar versiunea aceasta A45S este mult mai rapidă și mult mai sportivă, mai involving decât generația trecută. Pe față avem discuri de frână de 360 mm care vin în standard pe A45, sunt opționale pe A45, suspensie față McPherson, toată mașina a fost rigidizată, ranforsată, bare de rigidizare, avem o placă de aluminiu sudată sub motor, la fel, rigidizări torsionale peste tot, o suspensie spate multilink și evident bijuteria de sub capotă. Nemții au un război din acesta al puterilor. A scos Audi modelul RS3 cu 400 de cai putere, hop, și Mercedes trebuia să bată RS3-ul cu ceva. Și cu ce? Asta e interesant. Pentru că au vrut să scoată cel mai puternic motor de 2 litri de serie. Și asta au și făcut. Pentru că sub capota lui A45S avem un 2 litri cu 4 cilindri în linie care dezvoltă 421 de cai putere și 500 Nm. Are o putere litrică de 210
cai putere pe litru. Gândiți-vă la cifra asta, să ai motor de un litru cu 210 cai putere și 500 Nm de fabrică. Cei de la Racebox i-au mai adăugat ei așa un soft tuning și au scos putere 500 plus și cuplu 650 Nm plus, pentru că nu se știe. Și da, acesta este cel mai puternic motor cu 4 cilindri de serie din istorie. Știu când vă uitați voi la Top Gear acum ani de zile și erau Mitsubishi-urile alea, MRFQ-urile cu 400 de cai putere, ei bine, MR venea de la Mitsubishi Racing. Acele erau ediții speciale modificate de către Mitsubishi Racing în Marea Britanie. Nu le găseați în Japonia, nu le găseați în Europa, erau doar cu volan pe dreapta și doar în Marea Britanie și nu erau de serie. Ăsta este cel mai puternic motor cu 4 cilindri de serie făcut vreodată. Este primul motor 4 cilindri AMG care este făcut după motoul One Man One Engine, adică tot motorul este asamblat de către un singur om. Și avem aici Daniel Durmaz, care a făcut acest, a asamblat acest motor. El este un M139, așa este codul motorului și este o versiune foarte, foarte modificată a lui M133 al generației trecute. Doar că s-au făcut nemții niște artificii tehnice ca să poată să producă atâta putere. Pentru început am mutat motorul la 180 de grade. Acum avem admisia în față și turbina în spate, înainte era invers. Tot acest lucru a fost făcut ca să minimizeze traseul de admisie și de evacuare, să ai un răspuns mai bun la pedală și putere mai mare. Totodată, segmenții motorului au fost acoperiți cu un strat de Nano Slide. Este un material din acesta patentat de către Mercedes AMG, mult mai dur, tot așa, ca să reziste la căldură și la frecări mai rapide. Mașina bubuie de tehnologie. Turbina Twin Scroll are o presiune maximă de 2,1 bar și se învârte la 169.000 de rotații pe minut. Enorm! 2,1 bar stoc, că acum presupun că scoate mai mult. Ea este răcită cu aer, apă și ulei. Și răcirea este o temă importantă pentru inginerii AMG la modelul acesta, pentru că intercoolerul se folosește și de aerul condiționat. Când ai un motor așa de mic, cu o putere electrică așa de mare, cu toleranțe așa mici, căldura este impresionantă și trebuie să răcești cumva mașina. Ce să mai zicem? Mașina, evident, este tracțiune integrală, că este 4MATIC. Folosește un sistem electromecanic, un diferențial electromecanic, nu electrohidraulic, în centru. Iar în spate mai avem un diferențial format din două ambreiaje multidisc care transmit cuplu stânga-dreapta ca să accentueze agilitatea, că se trimită cuplu la roata care are nevoie. Mașina are și un mod de drift, dar acela e un pic forțat. Trimite mai mult cuplu către puntea spate, mai trage un pic și fața și pare ca și când mașina ar supravira cu spatele și ar subvira cu fața, arată destul de forțat. Tot mai bine este un sistem cum este de exemplu la BMW M5 când se decuplează puntea față. La asta nu poți, că e motor transversal și este un model la bază cu tracțiune față, deci n-ai cum să faci acest lucru. Și la Ford Focus RS este la fel. Cutia automată cu dublu ambreiaj și 8-a poartă este fabricată în România la Sebeș și mașina are o suspensie cu amortizoare adaptive. Și ai 3 moduri la suspensie. SP-ul are și el 3 moduri, de fapt are 4 moduri. Basic, Advanced, Pro și Master, în funcție de cât de pilot te simți. Are mod de rulare Comfort, Sport, Sport Plus și Race. Pe Race ai modul SP Master sau poți să-l dezactivezi cu totul. Ai cutia la maximum, motorul la maximum. Ăsta este modul pe care trebuie să mergi pe un circuit. Race. Chiar și Sport Plus mi se pare prea slab pentru circuit, trebuie să mergi pe race. Tot la motor mai trebuia să zicem că mașina are două pompe de apă, una mecanică și una electrică și totodată are dublă injecție. Are și injecție directă la turații joase și port injection la turații, injecție monopunct, multipunct, pardon, la turații mari. Pentru că ai nevoie de mai multă benzină și funcționează împreună ca să-ți dea acel plus de putere.
intrăm pe circuit cu A45S modificat de Racebox. Mașina este pe race cu ESP-ul on, evident. Nu ne interesează altceva, suntem pe un circuit de curse. Ok. O, Doamne. Stai, turul de încălzire, cică. Pe manual. Wow. Deci are un răspuns incredibil. În ture mari. Dar și în ture mici are. Wow. Auziți popurile? Să mă opresc aici. O să facem un launch și să-l și cronometrăm. A întâia. Punem în drive. Oprim camera, că vreau să vă arăt. Acceleration 0-100 vreau să facem, da? Ok. Pull away to select manual start. ESP off. Oh. Da, suntem pe race. ESP off. Da, ESP sport. Sport handling mode. Piciorul pe frână. Era. Cum era la asta manual startul? Ok, sport. Punem pe D. Hai, ok. Punem pe hold, piciorul pe frână. Restart. Ai de capul meu. Puh. Mi-a cronometrat? Oare? Wow! Mamă, 3.56! Dar a fost incredibil de brutală. A atins 100 de km pe oră în 51 de metri. Fai de mine! Deci nu-mi vine să cred așa ceva. 3.56. Ok, hai să ne jucăm un pic cu ea. Deci nu-mi vine să cred. Subirează puțin. Deci mi-e și frică. Dar se... Wow. O să-mi ia ceva să mă obișnuiesc cu ea. E... Fai de mine. Nici nu știu ce pot să zic, accelerația e brutală. E mai ușoară de bot decât mă așteptam, dar dacă o forțezi, subvirează puțin. De tras trage ca nebuna. Și ESP-ul te lasă să te joci un pic cu el, adică dacă o împing un pic, se duce de fund. Ușor aici, ușor aici, ușor aici, accelerație progresivă și dă-i. Mi-e și frică să îi dau mai tare pe linia dreaptă. Doamne, sfinte sisoie. Și mi-a căzut GoPro-ul.
Mi-a căzut GoPro-ul. Wow. Ok. Mergem să punem GoPro-ul și mai dăm după aceea câteva ture. Wow, ok. Facem un tur de răcire. Să răcim un pic mașina și acum pot să-mi dau și eu câteva păreri cu privire la mașină. Bai de capul meu. E mai jucăușă decât mă așteptam să fie. Depinde cum intri tu în viraje, că dacă intri tare, îți suvirează ca orice mașină cu tracțiune față, dar dacă știi să dozezi un pic direcția, e surprinzător de neutră, mai ales pe viraje lente, unde nu împingi chiar așa mașina la limită. Pe accelerație pleacă spatele puțin. Pleacă spatele puțin, dar e super controlabil, în sensul că imediat după ce pleacă spatele, fața începe să tragă și te-a pus drept. Wow. Ok, hai să mergem să punem GoPro-ul la loc. 500 și ceva de cai putere. Pe o mașinuță din asta de clasă compactă. Să vedem unde e Dan. Îi punem în parc. Unde a plecat? Ok. Am pus iar GoPro-ul la loc. Hai să mai facem un tur de încălzire. Diametrul de bracaj putea fi un pic mai direct, dar mai mic. Avem o direcție progresivă cu asistare electrohidraulică. În care, într-adevăr, nu prea simți mare brânză ce se întâmplă prin volan. Adică nu prea îmi dă informații așa, cam ce aș vrea eu să simt. Mai mult îți dă caroseria, că e suspensia schimbată, mai aproape de șosea, și suspensia îți transmite mai mult. Adică simți mai mult prin scaun și prin caroserie ce se întâmplă decât prin volan. Hai să vedem. Restart. Oh, 3.45. 3.45. Acum hai să mai dăm câteva turicele. Nu pot să... prea poți să ții pasul cu treptele de viteză, că sunt 8, se schimbă repede. Și tu vrei să schimbi, dar nu poți să ții pasul. Mi-a fugit spatele un pic. Dă-i. A treia. Pe virajul ăsta bancuit, așa mi-e un pic frică să nu subireze mașina prea tare. Stabilă pe frânare. Mamă, cum e! SP-ul te lasă să te joci un pic cu mașina. O simți că se mișcă și fața și spatele. Doamne, e violentă e. Și de brutală e. Ah.
Și dacă vrei să o provoci la ieșire din viraje, să-i dai blană, sau mă rog, mai tare, ia-ți fuge puțin. Mai ales cu a doua. Cu a treia nu prea, dar cu a doua dacă ieși din viraje, aici ne trebuie a treia. Doamne, ce... ce drăcovenie asta? Oh. Ah, eu acum sunt cu SP Sport. Doamne. Deci efectiv ți-e frică efectiv să... Ah. Deci nu am cuvinte, efectiv nu am. Aderența pe care o dezvoltă mașinuța chiar este impresionantă. Și nu se simte că ar avea greutatea pe care o are. Ok, nu e la fel de comunicativă precum o altă mașină și nu e la fel de jucăușă ca o tracțiune spate, dar... Ah. Și modul cum prinde viteză. Gândiți-vă că avem 2 litri, 2 litri. Op. Nebuno. Asta e turul 4. După aceea facem un tur de încălzire. Anvelopele Pirelli pe 0. Într-adevăr, pleacă un pic de pot așa. Până intră puntea față, puntea spate. Uite aici nu simt nimic. Dacă vreau să îi dau un pic mai tare pe ultimul viraj. Wow. Wow. Păi de capul meu. Gata. Trecem în drive. Hai să reflectăm asupra a ceea ce s-a întâmplat. Mașina se descurcă bine pe circuit. Evacuarea e țiplă. Se aude atât de frumos pentru un 2 litri turbo. Oh. Bam, 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 bam. Ia. Bum. Îmi place că mașina nu e chiar... Nu e chiar clinică așa, e jucăușă. Nu știu cum ar fi un A45S normal. Dar asta te lasă să te joci cu puterea, te lasă SP-ul să te joci cu ea. Șasiul se mișcă sub tine. A, uite, SP Sport, adică off. Nu, SP Sportul nu e off. Chiar dacă apare off aici, scrie SP Sport. Aici, nu te lasă, că n-am avut SP-ul scos. Pe frânarea după linia dreaptă, mașina este destul de... Este destul de tail happy, așa, se ridică un pic spatele pe frânare. Dacă frânez mai tare, eu n-am dat în frâne de tot. E un circuit care mănâncă frânele și e cam greu să... Pui frână talpă de fiecare dată. Le încingi, le forțezi. Wap, wap, wap. Doamne. Nu, mașina este jucăușă și asta trebuie să fie la o mașină. Direcția ar putea fi îmbunătățită puțin. În rest, la capitolul performanțe, nu, ca pe discuție. Mașina asta e o bestie. Dați-vă. Cum tremur. Efectiv te sperie. 3.45 până la 100 de km pe oră. Am înțeles că mașina a făcut și 3.3. Pot să o cred. La finalul liniei drepte poți să ai undeva pe la 170 de km pe oră. Dacă chiar vrei să frânezi târziu, 170-180 se duce. Poziția la volan e bună.
volanul am putut să mi-l pun jos așa cum îmi place mie, că sunt un pic scund. Scaunele m-au ținut bine, au susținere laterală cum trebuie. N-am simțit că mă mișc. Centura m-a ținut bine, mi-a ținut și lavaliera bine. Oh. Volanul e subțire, exact cum trebuie pe ca să mergi pe circuit. Wow. Wow. Și da, efectiv am simțit cum se mișcă mașina sub mine pe SP Sport. Deși aici zice că e off, da. Mai vorbim, mai vedem dacă e chiar off. Nu cred că e chiar off. Dacă e chiar off, atunci tot ce am făcut eu a fost pe puterile mele. Oh, Doamne. Doamne. Ai un pic de torque steering, foarte, foarte puțin. Nu mult, dar e sensibil, mai ales la câtă putere are mașina. Gândiți-vă, toate sistemele mașinii trebuie să reacționeze la puterea în plus. Am mers fără ACEU. Așa am primit mașina. Oh. Să dăm un pic drumul la ACEU. N-am ce să zic, e o bestie. Nu știu dacă e genul meu de mașină, dar mi-a mai schimbat odată cu RS4 și cu asta mi-a mai schimbat părerea cu privire la modelele cu tracțiune integrală pe circuit. Wow. Bravo. Bravo AMG, bravo Racebox. Mașina este țiplă. Țiplă. Wow. Așa da. Și acum vine partea interesantă. Avem mașină, avem circuit, ce ne mai lipsește? Da? Am luat pilot. Îl cheamă Alodrin. Asta e porecla pe care i-am dat-o noi și știm că este o copie ieftină după Top Gear. I don't know, it's so difficult not to look smug at this point. Dar hai să fim sinceri. Voi dacă ați avea mașini șmechere, circuit și pilot, n-ați face același lucru. Nu ați face același lucru. El e Alodrin. Nu știm dacă vorbește sau nu. I-am pus cască și combinezon pentru că mama lui nu știe că este pilot și nu vrea să-l vadă pe YouTube făcând turul de circuit. Și acum M5 versus A45 pe circuit. Ca să avem un prim tur de referință, am luat M5-ul pe care l-ați văzut pe canal. E M5 normal, nu Competition, e doar sigla de Competition. Am pus pilotul la volan, o să-i dau startul și o să dea un tur cronometrat și după aceea o să dea pilotul și cu A45 să vedem diferența, ca să avem ceva referință, să nu dăm din prima cu A45. Mă duc să-i dau startul. 3, 2, 1, dă-i! Uau, cum se aude! Turul cronometrat cu BMW M5 pe Academia Titi Aur,
51 de secunde și 15 sutimi. Avem timpul de referință, acum hai să vedem ce face A45 AMG S de la Racebox cu pilotul nostru Alodrin la volan. Acum e rândul bestiei de la Racebox, A45S cu 500 de cai putere, peste 500 de cai putere, suspensie și evacuare, evident și jante. Hai să vedem dacă bate sau nu M5-ul pe un circuit care nu este neapărat de putere. 3, 2, 1, dai! Auziți, acum este turul de răcire. A45 s-a scos 51 de secunde și 59 de sutimi. A pierdut la 40 față de M5. Ceea ce înseamnă că M5-ul pe circuitul ăsta mic compensează prin putere. Dar masa mai mică a lui A45S îi permite să țină pasul acolo cu M5-ul. Sper că v-a plăcut. Chestia asta cu timpii pe circuit nouă ne-a plăcut foarte mult, așa că vom face un tabel care o să apară pe undeva pe aici. Cu timpii pe circuit la toate mașinile pe care le vom aduce aici la Academia TT-Aur. Și probabil o să mai luăm, dacă vor, cei de la Racebox și alte modele superbe din garajul lor. BMW M5, 51 de secunde și 15 sutimi. A făcut acest timp în condițiile în care are aproape 2 tone. Ați văzut clipul nostru cu M5, dacă nu l-ați văzut, uitați-l aici. Iar acest A45S, modificat de cei de la Racebox, cu 500 de cai plus, cu arcuri și jante și evacuare, a făcut 51 de secunde și 59 de sutimi. N-a fost cu mult în spate. Se vede diferența de putere dintre cele două mașini, dar lipsa masei, că asta are 1635 de kilograme, s-a văzut. Pe viraj a putut să țină pasul cu M5-ul, l-a pierdut pe linii drepte. La diferență de 40, mai putea chiar spune că A45-ul a fost mai rapid decât M5-ul pe viraje. Și acesta este într-adevăr un circuit mic, un circuit tehnic, un circuit în care puterea nu contează atât de mult. Și de asta vrem să aducem mașinile pe circuit, ca să le și comparăm cu cifre, nu numai la cum se conduc. De exemplu, trebuie să țineți minte că acești timpi sunt totuși unii orientativi, sunt făcuți pentru distracție, nu sunt făcuți cu aparatură specială, sunt făcuți de noi cu telefonul, dar măcar avem un pilot care va veni cu noi, Alodrin va veni cu noi la filmări și va testa pe circuit aceleași mașini, ca să avem totuși o referință, aceeași referință. Și sper din suflet să vă placă acest lucru. Ăsta a fost episodul nostru de astăzi, sper că v-a plăcut, n-aveți cum să nu dați like la M5 vs A45 de la Racebox. Mulțumim încă o dată Academia TT-Aur pentru că ne oferă această posibilitate de a testa mașini de circuit, pe circuit, în condiții de siguranță. Nu uitați de autovantage.ro, locul unde compară ofertele de la dealer și obții un preț corect pentru viitoarea ta mașină. Hai cu un subscribe! Hai cu algoritmul în comentarii, știu că e furată de la zona IT, dar nu mă interesează. Până data viitoare, v-am pupat!